În primul rând, felicitări, m-am uitat fix să vă... Ați avut o atitudine de parcă ați fi defilat toată viața pe podium. Emoțiile sau ați exersat? Nu, n-am exersat. Așa sunt eu și așa mă simt eu bine. Sunt foarte relaxată în general. Cum spuneam puțin mai devreme, la vârsta mea și după atâția ani de carieră, îmi permit să fiu foarte relaxată. Chiar mi-am câștigat acest drept. Că vorbeam și cu doamna Carmen Tănase și spunea că așa emoții n-a avut în viața ei și că nu teatru sau filmul nu se compară cu... Am văzut-o și am spus că nu are de ce să aibă emoții, că ea este excepțională așa cum este, de altfel cum au fost toate doamnele implicate în această prezentare de modă a Cerei Mihăilescu. M-am simțit foarte bine. Am văzut că și foarte două ținute ai schimbat. Normal, puteam să schimb și 100. Chiar m-am simțit bine, serios. Și mă bucur tare mult că Cera s-a gândit la mine. Atât ea cât și Monica Gheorghiu, cea care a organizat acest eveniment. Și printre altele îți fac o mărturisire, și anume că domnul Alin Gălățescu, directorul artistic al show-ului din această seară, mi-a făcut deja o altă propunere, dar încă nu pot să vorbesc despre asta. Adică e posibil să vă vedem înlocuind scena de la concerte cu podiumul și să toți designerii să apeleze, și cum e vorba aia, toți designerii să-i apeleze la mine. Nu voi renunța niciodată la muzica pe care o fac de atâția ani și o fac cu cea mai mare dragoste, dar de ce nu? Orice eveniment e binevenit, nu? Cine știe? Poate mâine, poi mine, sunteți imagine la tot felul de designer români și mâine, poi mâine, poate vă duceți și în zona asta, pentru că tot timpul ați fost creativă și tot timpul ați combinat hainele în așa fel încât să dea alt staci, cum ar veni. Păi, știi ce se întâmplă? Asta ține de personalitatea mea și așa simt eu și așa fac. Știi? Deci e posibil să vă vedeți și designeriță. Nu știu. Nu știu ce să zic. Habar n-am. În clipa asta, important este că show-ul din această seară a ieșit minunat și mă bucur din toată inima că am fost pe această scenă de prezentare de modă alături de toate aceste doamne remarcabile care au defilat. Ați fost la fitting înainte sau direct astăzi și va veni rochia turnată după măsuri? Nu, am fost la o probă și după aceea am fost la fitting, da? Să vedem exact cum ne încălțăm, cu ce ne asortăm, știi, bijuteriile și toate astea. Aviva, a văzut poză? Ați trimis așa măcar de la fitting să-și dea cu părerea sau de-abia mâine când ajungeți acasă și arătați filmulețe? Păi vreau să spun că Aviv este mai gelos decât soțul meu. Adică dacă mă vede cu o rochie puțin mai decoltată, îmi face așa, mama, dar e ok, nu se vede nimic. Nu, e prea decoltat. Deci... Sper să nu fiți așa când o să vină el cu vreo fată și să-i spuneți că am decoltată iubita ta. Nu cred. Nu știu, habar n-am, sper că nu o să fiu așa. Dar el a intrat în preadolescență sau încă e băiatul mamei? E încă micuț, are 12 ani. Și e micuț, e mai la 12, da, dar vârsta. Preadolescență, cum ar fi. Da, hai să zicem că e o preadolescență. Bine, cum vrei tu. Pe așa zic psihologii, nu știu, că între 10 și 14 ani e preadolescență și atunci începe așa să cârțe. Eu nu știu, că nu sunt psiholog, nu mă pricep. Eu zic că e un pic prea mic, are doar 12 ani. Evident că sună fete, iese cu ele la... Era să zic la o cafea. Nu la o cafea, la o prăjitură, la un suc, la un film. Eu mă refeream la modul că începe să închidă ușa la cameră, să nu mai vrea să iasă tot timpul cu voi. Nu mai vine așa să se drăgălească cu tine, să se îmbrățișe. Ba da, seara vine. Seara vine și ne drăgălim amândoi. Totuși. Adică nu mai vrea la școală să-l duci de mână până în clasă, nu știu dacă știa. Niciodată nu l-am dus până în clasă pentru că nu era voie. Deci a început așa un pic să dea semne. Dar e normal, e băiat, nu vrea să iasă cu domnișoare, vede pe Instagram, pe Facebook, pe acolo. Da, e bine că tu nu ești geloasă și o să fii o mamă cool în continuare și o să dai geci, genți, parfumuri. Asta mai vedem, nu te baza pe asta. La domnișoarele care trec fracul. Mai vedem.